Bună ziua! Mă bucur mult că am această ocazie de a vă transmite experiența mea. După cum spunea și Alexandra, acum 12 ani, cu singurul meu copil pe care l-am în prezent, am trecut printr-o criză de sarcină. La prima consultație mi s-a spus că copilul va avea malformații și că cel mai bun lucru pentru mine, cel mai recomandat lucru, este să fac avort, fără alte adăugiri, fără alte alternative, fără a-mi explica ce înseamnă avortul, pur și simplu o sentință și atât. În plus, față de spusele doctorului pe care la care am ales atunci să merg, erau și alte circumstanțe în viața mea. Nu eram căsătorită la acel moment. Într-un final, am ales cu curaj să dau naștere acestui copil, repet, care este singurul din viața mea, nu prin alegere, ci pur și simplu așa a dat Dumnezeu. Ulterior am fost interesată foarte mult de acest subiect. Am început să caut organizații sau să caut informații care se ocupă cu acest lucru. Am ajuns să mă implic ca voluntar în consilierea femeilor însărcinate care veneau să facă avort sau veneau să consulte medicul. Am aflat poveștile lor de viață, le-am sprijinit cât am putut, astfel ca anul trecut am avut marea bucurie și marea satisfacție personală, în primul rând, de a deschide Centrul Elena de la Rădăuți, destinat în principal femeilor în criză de sarcină, dar și părinților și copiilor cu diverse probleme. Din decembrie, de pe 6 decembrie, de când am deschis până acum, am avut destule cazuri pe care am încercat, spre deosebire de modalitatea aleasă folosită până atunci de voluntar, am încercat să le sprijinim într-un mod profesionist. Avem un psiholog, un asistent social. Foarte multe femei care au făcut avort și care au suferințe post-avort, care au vieți distruse din cauza avortului, ne-au vizitat. Am început să facem evenimente cu public de mărturii ale femeilor care au trecut printr-o criză de sarcină. Foarte emoționant. Femei curajoase, femei care au ales să spună public povestea. Este foarte important să începem să vorbim cât mai mult despre aceste lucruri. Sunt convinsă de foarte mult timp că soluția cea mai corectă este construirea acestor rețele de centre de sprijin pentru femei în criză de sarcină. Este soluția cea mai la îndemână, cea mai firească. În județul Suceava, de unde suntem noi, în ultima statistică disponibilă, din anul 2017, peste 1000 de femei au ales să facă avort. Peste 1000 de femei care nu au fost sprijinite de societate, de comunitate, de prieteni, de partenerilor de viață, peste 1000 de femei, numai din statistica oficială, cărora nu li s-a oferit o altă alternativă, nu li s-a oferit consiliere, nu li s-a oferit sprijin. Este cutremurător. Ne bucurăm foarte mult că mișcarea aceasta capătă din ce în ce mai mult, să spunem, răspândire. Ne-am implicat și în organizarea Marșului pentru Viață la nivel local. Tinerii sunt foarte deschiși către aceste probleme. Comunitatea, în momentul în care am deschis Centrul Elena de la Rădăuți, a primit cu foarte mare bucurie, cu o ușurare, s-au implicat, au venit clase de copii care ne-au adus pampersi, ne-au adus hăinuțe, ne-au adus alimente pentru femeile care ne vizitează centru și sperăm să vină cât mai multe și să fim alături de ele într-un mod profesionist și trauma aceasta avortului să fie evitată de cât mai multe familii și să fim alături de ele într-un mod firesc și profesionist, uman până la urmă. Vă mulțumesc!